v-am regăsit, dragi telespectatori. Sunt Alisa Bălașa, căuci în descoperirea de sine și a viziunii potrivite, iar astăzi am bucuria de a vă prezenta emisiunea Trăiește Autentic. O avem alături de noi pe Andreea Saveli, avocat în Baroul București, iar misiunea ei este să aducă educația în rândul românilor din punct de vedere juridic, astfel încât aceștia să ia deciziile potrivite atât pentru ei, și pentru cei dragi lor. Bine ai venit alături de noi, Andreea! Bine te-am găsit, Alisa! Mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumim și noi tare mult că ai acceptat și că vrei să ne dai așa din cumulul tău de informații pe care l-ai acumulat de-a lungul anilor. Spune-ne, uite așa pentru început, pe lângă cariera ta de avocat și ce te-a determinat să aduci și această misiune în viața ta, în a educa populația din punct de vedere juridic? Este o întrebare foarte bună și o întrebare dragă mie. Și o să-ți spun și cum am ajuns la asta. Practic, prin prisma meseriei mele, m-am întâlnit cu foarte multe femei care au luat decizii mai puțin bune pentru ele, și astfel le-a fost afectată viața lor și a copiilor lor. Și atunci mi-am dat seama că aceste decizii mai puțin bune sunt luate din lipsă de informație și educație juridică. Adică, dacă acele doamne cu care am lucrat, ar fi avut un minim de educație juridică în viața lor, ar fi luat decizii mult mai bune și atunci ar fi avut o viață mai bună atât ele, cât și copiilor. Uh, și cum ai vă seama că pentru el, aceste consecințe înseamnă atât de mult. Ai avut niște cazuri specifice? Da, da. Eu sunt specializată pe cazuri de divorț și partaj, și atunci direcția în care lucrez este aceasta, respectiv oamenii vin la mine cu ce au ei mai de preț, respectiv cu copiilor, cu viața lor personală. Atunci când trec printr-o situație de divorț sau au probleme cu soțul, bineînțeles că le sunt afectate atât drepturile lor ca femei, ca mame, ca soții, dar sunt afectați și copiii. Și de aceea mi-am dat seama că dacă ar fi știut, dacă s-ar fi informat, dacă ar fi aflat anumite drepturi pe care le au, atunci viața lor ar fi fost mult mai bună. Și dorința ta de a le educa, cum a pornit? A pornit acum mai mulți ani, când am ținut câteva conferințe live despre drepturile femeilor și ale copiilor. Um, și mi-am dat seama că există o, o, o lipsă de informare în rândul femeilor, în rând, după, un rândul cetățenilor din România, ca să spun așa, în general. Și de aceea mi-am dorit să merg mai departe pe partea aceasta de educație și să ajung la cât mai mulți oameni cu informațiile care țin de meseria mea. Și dacă ar fi, uite, pentru telespectator să dai câteva informații ce ne ajută să luăm decizii mai potrivite din punct de vedere juridic, de deci ce ar fi important să ținem cont da, uite, o să-ți exemplific o situație cu care mă confrunt destul de, de des în meseria mea și anume, situația în care soția nu lucrează sau dacă lucrează, în general, lucrează cu un salariu mai mic pentru că ea trebuie să se ocupe și de copii și de casă. De cele mai multe ori să spunem că într-un cuplu, într-o familie, soțul are o proprietate pe numele lui. Și se căsătorește, da? Și atunci ei uh, muncesc împreună pentru casa respectivă, să construiască o casă, de exemplu, da? Dar în acte proprietar este numai soțul. Dacă se întâmplă ca că acea căsătorie să se destrame sau orice altă situație nefericită în viața lor, soția, care a investit și munca ei și salariul ei în proprietatea respectivă, dacă nu este trecută și în acte ca și proprietar, la sfârșitul relației, în cazul unui divorț, al unui partaj, practic ea nu devine proprietar prin simplu fapt că ei au avut o relație mai lungă, că au fost căsătoriți un anumit tip de ani. Pur și simplu toată munca ei este investită într-o casă pe care nu este, în care nu este și ea proprietar. Și atunci, în cazul în care intervine un divorț, de obicei, Soțul rămâne în casa lui, că este proprietar, logic, iar mama pleacă de acolo, de multe ori se mută cu chirie sau își găsește să locuiască în altă parte sau se întoarce la părinții ei împreună cu copiii. Și se întreabă de ce nu mi-am dat seama că am muncit 10-15 ani în gospodărie cu soțul meu, am investit într-o casă unde eu nu eram proprietar sau am plătit creditul pe care l-avea soțul, iar la sfârșit când tragi linie constați că nu mai e nimic pe numele tău. Și care ar fi pașii prin care putem să prevenim astfel de situații în care să ne trezim că suntem doar cu hainele de pe noi, da. dacă lucrurile nu mai funcționează în căznicie. Da, iarăși o întrebare foarte bună, dar aici ar trebui să facem puțin de limitarea între relația romantică okay. și relația financiară dintr-o căsătorie. Respectiv, te căsătorești cu cineva, vrei să ai o relație, ești încrezător că acea relație va merge bine, dar pe de altă parte ar trebui să fim atenți și în momentul în care se fac investiții, se cumpără un imobil sau se achiziționează un credit sau se plătește un credit. Să fim atenți cum se fac actele. Cine este proprietar pe imobilul respectiv? Cine este titularul de credit? Cine este coplătitor? Să spui niște întrebări, să te gândești. Dacă se întâmplă asta, unde sunt eu în această relație financiară? Dacă se întâmplă celălalt lucru, ce pot să fac ca să previn? De exemplu, mai este o situație foarte des întâlnită în care părinții dau bani copiilor. Copiii fiind căsătoriți, da? Părinții dau bani copiilor și cu banii respectivi se plătește un credit pentru o casă care este doar pe numele unuia dintre soți. Și atunci, da, eu, părinte, dau copilului meu 100.000 de euro, copilul meu cu banii respectivi achită un credit pentru o casă care nu este a lui și cum faci dovada că tu ai primit banii acela de la părinți, că în mod normal ce primești de la părinți este bun propriu. Dacă mie îmi donează părinții o sumă de bani căsătorită fiind, acela este bun propriu. Dar pentru asta trebuie să fac niște acte la notar. Și cel mai simplu și cel mai simplu ar fi să mergi și să te informezi. Să plătești o consultație juridică, pentru un avocat, și acela o să-ți spună cum stau lucrurile din punct de vedere juridic. Și așa știi că ceea ce faci pe mai departe este bine pentru tine. Uh, uite, e prima dată când înțeleg atât de importanța uh, părții juridice în viața de zi cu zi, pentru că realmente nimeni nu vorbește despre a lua în calcul această parte când intri într-o relație. Așadar, dragi telespectatori, înainte de a face pasul spre căsătorie, e important să facem diferența între, așa, între relația financiară și relația romantică, așa cum spune Andreea, pentru că niciodată nu știi exact unde o să te ducă viața și te poți trezi că bunul în care tu ai investit ani de zile, nu-ți mai aparține. Și uh, uite, și eu văd în jurul meu că de multe ori, chiar și părinții mei, lasă că facem pe numele tatălui tău acte, că, nu știu, costă mai puțin, că nu mai trebuie să-ți capul. De unde mentalitatea asta în societate? Da, da, este mentalitatea românilor, adică. Soțul știe mai bine, soțul este capul familiei, el știe să gestioneze partea aceasta cu banii. De multe ori, și femeile se lasă într-o relație de dependență financiară. Bine, într-un fel este normal, pentru că femeia de naștere copiilor, ea trebuie să stea să crească copilul rămâi un an sau doi ani în concediu de creștere copil, este normal că îți pui cariera pe pauză. Este normal că tu nu mai poți să mai aduci atât de mulți bani în familie ca soțul care lucrează. Pe de altă parte, astfel soțul în timp ce tu stai doi ani acasă cu copilul, soțul avansează din punct de vedere profesional. Și este normal că tu atunci când îți reiei serviciu, nu mai rei de pe aceeași poziție. Da? După doi ani de pauză te, te, te întorci la serviciu, probabil Că atunci vei avea un salariu mai mic, după care poate să apară un alt copil. Sau poate să fie situația în care soția zice: Nu mai mă întorc la serviciu, am un copil 2, 3, 4, stau acasă și am grijă de ei. Iar soțul aduce partea financiară. Bun, aduce soțul partea financiară, dar atunci de multe ori intervine manipularea. Tu stai acasă, tu nu aduci bani, prin urmare, tu nu ai dreptul ca să primești, nu știu, nu ai dreptul la proprietatea respectivă. Tot ce s-a cumpărat în casă s-a cumpărat din banii mei și așa mai departe. De aceea este important ca femeile să nu stea singure într-o relație de dependență financiară de soțul lor. Și care ar fi cea mai bună modalitate de a te poziționa în, în relație? Chiar dacă, ok, soțul e capul familiei, până la urmă e important să-i dăm partea bărbătească de făcut, dar care ar fi atitudinea noastră ca și noi să avem o egalitate când vine vorba de resursele financiare? Da, trebuie să înțelegem că și munca în gospodărie reprezintă o muncă, chiar dacă ea nu este remunerată financiar pentru că nu te plătește statul că îți crești copiii, dar această muncă este și -a remunerată. Contează și în momentul în care intervine un partaj, se împarte o proprietate între cei doi soți, să spunem că au divorțat și urmează să-și împartă și proprietățile pe care le-au dobândit în timpul căsătoriei, este important să știm că și munca în gospodărie contează. Nu, nu contează doar cine a adus banii, că la urma urmei când Stai acasă cu copiii, te ocupi de gospodărie, te ocupi de educația familiei, te îngrijești de familie, astfel încât soțul care este plecat la serviciu, când vine acasă, are și el niște beneficii din punctul de vedere respectiv. Cineva s-a ocupat de copii, de educația lor, de cumpărături, de ce a să se mai facă prin casă. De aceea, îndemn femeile să nu se considere inferioare pentru simplu fapt că nu au un serviciu și că stau acasă și cresc copii. Și din punct de vedere juridic, atunci când stai acasă și crești copii, se consideră un aport în familia ta. Mi se pare magic că pui atâta valoare pe femei și vreau să rămână cu această perspectivă că, dragi femei, indiferent că stați acasă cu copii, că îi îngrijiți, că îi creșteți, aveți aceeași egalitate cu soțul care aduce partea financiară, fiindcă și munca voastră are o semnificație poate chiar mai mare uneori decât resursele pe care le aduce soțul și e important să vă poziționați pe același nivel, astfel încât să luați decizii potrivite atunci când vine vorba de actele pe care le faceți, de modul în care împărțiți bunurile. Uh, și totuși, dacă nu ne-am gândit, dacă n-am știut, nu ne-am gândit că poate căsnicia n-ar funcționa, ce fac? Să nu, să nu zic în dreptul meu, ce face o femeie care se trezește că lucrurile nu mai funcționează și nu are acte? Da. Primul pas este să te informezi, să vezi în ce situație ești din punct de vedere juridic, cum stau lucrurile efectiv după ce ești conștientă de poziția pe care o ai, după care, după aceea, poți să te gândești ce pași ai de făcut în continuare. Și de obicei femeile se mai gândesc. Am văzut în jurul meu foarte multe situații în care asta e, m-am despărțit, o iau de la zero. Cum, cum ar trebui ele să înțeleagă, adică că și ele au niște drepturi sau cum le informezi tu? <laughs> Am înțeles, da. De obicei am observat că femeile preferă pentru liniștea lor sufletească să renunțe la drepturile lor da, pe care le-au acumulat în timpul căsătoriei și să se replieze, cumva cum ai spus tu, să o ia de la zero. Acum le îndemn, bineînțeles, să lucreze cu ele pe parte de educație și de ce spun asta? Educația este bunul nostru cel mai de preț. Educația este ceea ce investești în tine și cum te eduși tu pe tine este ceva ce nu poate să-ți ia nimeni. Dacă poți să pierzi bani, casă, mașină și așa mai departe, poți să pierzi orice, dar ce ai investit în tine ca om, aceea îți rămâne. Acela este de fapt bogăția ta. Educația pe care tu ți-o oferi ție. Pentru că așa, dacă ne-am fi educat din punct de vedere juridic, n-am fi ajuns să avem astfel de consecințe. Așadar, dragi telespectatori, chiar și când vine vorba de partea juridică, și poate că pare un domeniu mai complicat, e important să știm lucrurile de bază ce ne pot susține în viața de zi cu zi. Fiindcă, așa cum zicea și Andreea, fiind având educație, având cunoaștere. Putem să facem cele mai bune alegeri, ca și viața noastră să fie una împlinătoare și mult mai ușoară. Uh, și uite, poate că oamenii evită partea asta, cel puțin eu, că doar uh, tu m-ai făcut să mă împrietenesc așa cu ea din uh, discuțiile cu tine. Uh, care ar fi metoda prin care ar putea să înceapă să înțeleagă? Drepturile lor, modul în care să se poziționeze într-o căsătorie. Care sunt pașii? Cum începe o educație juridică? Da. da. Ideal ar fi ca această educație juridică să fie implementată în școala românească, încă de la grădiniță, dacă mă întreb pe mine. Nu mai zic de partea de liceu. Ar fi ideal ca la liceu să se predea câteva noțiuni de educație juridică. De aceea și mi-am dorit, Baroul București de altfel, a demarat un proiect de educație juridică, cred că este la nivel de țară, nu este la nivelul baroului. Uniunea Națională a Barourilor a demarat, acum 2 sau 3 ani, nu mai știu exact, un proiect de educație juridică în școli. Un proiect extraordinar, am făcut și eu poate din el, am predat și eu la o școală um, un modul din, această, din acest proiect. Acolo am văzut că s-a pus uh, modulul de educație, uh, educația judică a fost în direcția dreptului penal, adică ce facem cu infracțiuni legate de droguri, uh, infracțiuni legate de viața sexuală, uh, infracțiuni de violență, un... un, uh, un cum să spun, un proiect foarte, foarte bun și foarte frumos și care s-a continuat. Cred că s-a continuat, s-au făcut doi ani din acest proiect. Dar nu și pe partea aceasta civilă, pe cum funcționează lucrurile din punct de vedere al actelor, cum funcționează lucrurile din punct de vedere al dreptului de proprietate, pentru că la urma urmei contează ce scrie pe hârtie, foarte mulți oameni cred că dacă nu sunt căsătoriți și locuiesc împreună 10-20 de ani cu cineva, devin automat proprietari pe casa unde au gospodărit împreună, ceea ce nu este adevărat. De asemenea, în, în zilele noastre, sunt foarte multe relații de uniune consensuală, în sens, adică nu se căsătoresc, trăiesc împreună în concubinaj, iar și concubinajul nu este recunoscut la noi. Dacă ei cumpără ceva împreună, cumpără împreună ca și coproprietari, nu ca sos și soție. Deci se poate și atunci când ești în concubinaj cu cineva să ți împarți proprietatea. Dacă cumpărați împreună o casă, jumătate să fii tu, cota ta de proprietate, jumătate să aibă celălalt. Ok, deci primul pas este să avem grijă să facem toate actele ca noi să putem să demonstrăm că suntem și noi și care investim în acea proprietate. Și care ar fi poate resursele sau modurile prin care putem învăța într-un mod pe înțelesul tuturor. <laughs> da. <laughs> Înainte de pandemie, așa cum spuneam, am avut câteva evenimente în care am vorbit despre aceste lucruri. În timpul pandemiei s-a dezvoltat foarte mult partea de online. Și am învățat că se pot face foarte multe lucruri online. Și acest lucru m-a dus pe mine mai departe, respectiv m-am gândit că dacă și eu aș promova această educație juridică pe partea de online, pe rețelele de social media, atunci ar avea acces la aceste informații tot mai mulți oameni, pentru că în zilele noastre toată lumea accesează rețelele de socializare, iar informația este ușor devenit către om. Este ușor ca atunci când ai o nelămurire să te duci și să cauți pe internet, să citești, să te informezi și de aceea am ales și eu să-mi dezvolt puțin partea aceasta de social media, astfel încât uh, educația juridică pe care o promovam înainte în conferințe live, acum să o pot să o promovez și uh, în online. Asta e important să-i să susținem pe oamenii de acasă, Inclusiv pe tine să te caute pe prețelele de socializare și mai ales dacă sunt cupluri la început de drum, să aibă în vedere aceste informații ca să prevină. Nu trebuie să ne gândim neapărat negativ că poate ne-am despărțit, dar pentru orice lucru, nu știi ce se întâmplă în viață, să ai o soluție mai, mai târziu. Cum a ajutat? Ce, ce reacție ai văzut un online atunci când ai început să spui aceste lucruri pe față, nu știu? Da, foarte. Uh, primesc multe întrebări uh, și îmi dau seama că oamenilor le este greu să aibă acces la educație juridică, să meargă să găsească un avocat. Pe care să-l întrebe, nu știu de ce. De exemplu, mă sună sau trimesc mesaje de la persoane care locuiesc în zone rurale, care poate nu au posibilității financiare, materiale, să se ducă să se intereseze ce ar trebui să fac, sunt în situația asta, cum ar trebui să procedez. De aceea am, am început să scriu articole pe social media și să fac cumva un fel de mini conferințe, le spun eu așa, de 10-15 minute în care vorbesc despre un anumit subiect și oricine are interes poate să urmărească acolo și să se gândească, A, asta mi se aplică mie, așa în situația asta am fost și eu, hai să văd ce pot să fac. Uneori și prin simplu fac că tu conștientizezi că te afli în situația, este un, un beneficiu. Adică tu conștientizezi că, uite, și eu sunt așa. Ce aș putea să fac ca să ies de aici? Și spuneai că vin întrebări spre tine, că oamenii până, ajung în anumite situații în care nu mai știu ce să facă. Care sunt cele mai întâlnite întrebări care sunt adresate? Da, o să mă refer aici la partea cu care mă promovez eu, respectiv aceasta de divorț și partaj. Cele mai multe întrebări vin din partea mamelor care uh, sunt într-o relație nu tocmai fericită și doresc să divorțeze sau doresc să plece din casa respectivă și nu știu, pot să iau copiii cu mine, nu pot să iau cu mine, am muncit în casa asta, ce fac, las totul și plec, soțul mă amenință că poate să, nu știu, să mă oprească și să-mi ia copiii sau nu le plătește pensia alimentară, deci chestiuni legate de parte financiară și de, de bani, dar la urma urmei se reduce totul la a avea o calitate a vieții și de a le asigura copiilor pe care i ai un trai mai bun. Adică să ne gândim în perspectivă că dacă mamelor le este bine și copiilor le este bine. Da, de multe ori poate că nici nu știu când ar trebui să apeleze la un avocat și dacă le, eu, de exemplu, până să te ascult și să interacționăm, nu știam că în anumite în astfel de situații m-ar putea ajuta un avocat. Și care ar fi poate momentele dintr-o căsnicie sau înainte de căsnicie să apelezi la un avocat care te poate ajuta să ai o calitate a vieții mai bună. Da, ideal ar fi să, să încep să pui întrebări și să apelezi la un avocat ca să vezi cum e stai înainte de a te căsători, înainte de a semna actele. Există, de exemplu, acum și posibilitatea să faci regim de separație de bunuri, adică înainte să te, după ce te-ai căsătorit, faci un ac la notar, astfel că fiecare ce cumpără în timpul căsătoriei rămâne pe numele lui. Și de ce este important asta, Alisa? Pentru că atunci când luăm un credit în timpul căsătoriei, creditul acela trebuie plătit de ambi soți, pentru că a fost luat pentru căsătorie. Chiar dacă creditul respectiv s-a luat și s-au folosit banii, nu știu, în altă parte, dacă se face partajul, dacă se împart bunurile, se împart și datoriile. Wow. Și atunci, poate că soțul a făcut credite de care soția nu știe sau viceversa. Deci, indiferent dacă e numele... Și ești dator. Ok, deci chiar dacă e pe numele soțului și tu nu ai știut, sau ai știut de credit, dacă se întâmplă despărțirea și tu trebuie să dai în continuare acea, acel credit. Da, da, uite că înainte să mă căsătoresc o să vin la tine să îmi zici cum stă treaba Și dragi telespectatori, dacă încă poate nu v-ați căsătorit, important este să căutați informațiile din punct de vedere juridic pe care să le știți ca să aveți un, o căsnicie fericită Și nu numai, chiar și dacă ajungem în punctul în care să mergem pe drumuri separate Iar când suntem în căznicie, care ar fi momentul în care nu mai funcționează, nu mai știu ce să fac? Care sunt metodele prin care pot eu să-mi dau seama că hai să merg la un avocat, hai să caut salvator? Da. În situația în care, de exemplu, doriți să achiziționați un credit în timpul căsătoriei sau doriți să cumpărați o proprietate în timpul căsătoriei. Și nu ți este clar pe numele cui să fac actele, cine este proprietat, cine nu este proprietat, cine plătește, cine nu plătește. Poți să te interesezi și să vezi. Poți inclusiv să mergi la un notar și să întrebi înainte să semneze actele. Uite, de exemplu, o situație uh, care poate să apară este cea a cuplurilor care nu au, că, care nu au copii. Sunt căsătoriți și nu au copii. Dacă eu sunt căsătorită și nu am copii cu soțul meu și unul dintre noi decedează, da? deci să spunem că suntem căsătoriți, nu avem copii, avem împreună o casă cumpărată în timpul căsătoriei. Eu sunt proprietară 50%, soțul 50%. Eu să spunem că decedez, da? Cine mă moștenește, cine vine în locul meu la moștenire? Dacă aveam copii, veneau copii, dar pentru că nu am copii, vin rudele mele. Și ce se întâmplă? Soțul meu se trezește coproprietar pe proprietate cu rudele mele. Și atunci stai și te gândești, este corect ca frații, surorile, părinții mei, de exemplu, să vină să devină proprietari într-o casă în care ei nu au avut niciun aport? Aceasta este legea. Se pot face testamente, dar trebuie să spui întrebări și să te gândești ce se, ce se întâmplă mai departe. Da, poate că mulți nu ținem cont și eu sunt norocoasă să zic așa că acum am aflut multe informații de care pot ține cont dar îi sfătuim și pe oamenii de acasă ca în timpul căsătoriei să apeleze la informațiile juridice atunci când vor să-și cumpere un bun, când vor să-și facă un credit și să vă informați ce se întâmplă în momente critice în viață, când nu vă mai înțelegeți, când cine unul decedează, ca să vedeți cum e benefic pentru amândoi până, până la urmă. Ce te-a făcut pe tine să te nișezi pe partea asta de căsătorie, de cupluri? Nu știu, nu știu să spun. Am stat și mai m-am gândit așa. Chiar nu știu. Pur și simplu au venit către mine uh, cazuri de genul acesta, dosare de genul acesta, și cumva, așa a fost un flow, nu știu cum să spun, în direcția aceasta. Ok, deci uh, cumva ei uh, te-au solicitat și prin oameni, văzând că îi poți ajuta, uh, ți-ai dat seama că ți și place. Uh, iar misiunea de avocat și de a da mai departe, așa, din uh, cunoașterea juridică, cum ai descoperit-o? Aici este meritul părinților. Ei m-au îndemnat să merg la facultatea de drept, iar de acolo am intrat, după ce am terminat facultatea, am lucrat ca și consilier juridic pentru societăți comerciale, iar ulterior am dat examen de admitere în Baroul București, unde am intrat direct avocat definitiv. Deci nu a mai fost nevoie să-mi fac stagiatura, pentru că aveam deja vechime ca și consilier juridic. Și așa am putut să aleg să lucrez în propriul meu cabinet, ne având nevoie de un maestru ca să devin, ca să devin avocat definitiv. Și cum a fost așa să ai și statutul de avocat și de antreprenor? Cum te-ai descurcat <laughs> cu ambele? Da, este provocator într-adevăr, pentru că eu dacă știu să-mi fac meseria de avocat, pe lângă asta trebuie să dezvolți tot felul de abilități, inclusiv cele de antreprenor, cum ai menționat. Dar asta este bine pentru că, uite, apropo de ce spuneam la început, că educația este una dintre, unul dintre bunurile noastre cel mai de preț. Pentru că așa cum am fost eu nevoită să-mi dezvolt abilitățile de antreprenor pentru a-mi face meseria de avocat, Uh, și eu am în valor educația, pentru că și de asta promovez educația juridică, pentru că educația este importantă pentru mine. Am ales să fac cursuri pentru mine atât din punct de vedere al meseriei, adică am fost uh, în mod constant, la cursul de perfecționare în domeniul meu, dar pe de altă parte am ales să mă dezvolt inclusiv pe partea aceasta de antreprenoriat și să-mi dezvolt niște abilități care mă vor ajuta, de exemplu, dacă mâine trebuie să mă duc în altă țară, dacă trebuie să las deoparte tot ce am făcut până acum, educația pe care o am, ce am învățat eu până acum, mă ajută să merg mai departe. Asta nu poate să mi ia nimeni. Ce, ce magic că pui preț pe, pe ceea ce tu poți acumula, nu neapărat pe statut, pe bunuri, chiar dacă tu cu asta te ocupi și susținem și pe telespectatori ca indiferent de domeniul în care activează să devină experți din ce în ce mai buni constant pentru că asta îi va ajuta indiferent de locul în care se află, indiferent de țara în care merg, să o ia de la capăt din nou și din nou pentru că au toate uneltele pe care se pot baza. Și spuneai, uite, că a trebuit să devii și antreprenor. Care au fost da. abilitățile pe care nu le aveai atât de bine dezvoltate și a trebuit să le adaugi, așa, în, da. în, în. să investești ca să le acumulezi. Da, în primul rând este partea aceasta de comunicare și pentru că am uh, proiectul acesta de a aduce educația juridică în, prin intermediul rețelelor de socializare, a trebuit să învăț cum să fac acest lucru. Cum să faci o postare, de exemplu, uh, cum, să, cum să, cu ce frecvență să faci, cum să fie scrisă. Uh, și lucrurile acestea m-au ajutat și pe mine, ca persoană, pentru că am învățat lucruri pe care înainte nu le știam. Nu știam să fac lucrurile acestea, așa am, am ales să învăț eu, să le fac eu. Nu am vrut să deleg acest lucru, tocmai pentru că, așa cum spuneam, educația este în valorile mele și mi-a plăcut să învăț. Și cum s-a simțit așa să te duci într-un <laughs> domeniu total nou pentru tine? Cum a fost la început? Da, a fost, pentru mine a fost foarte greu. Um, ca să înțelegi, eu nu aveam cont pe Facebook, de exemplu, <laughs> când am început uh, cu, pro cu promovarea educației juridice online. Uh, a trebuit să stau, să văd, să aloc timp pentru asta și oricum ar fi, trebuie să înțelegem că pe loc nu putem să stăm. Ori mergem înainte, ori mergem înapoi. Adică asta este motoul meu. Nu pot să rămân la nivelul la care sunt acum. Deci, ori are să mă dezvolt mai departe, să învăț lucruri noi, să merg mai departe decât sunt acum, ori stagnare, din punctul meu de vedere, nu există. Pentru că, în momentul în care stagnezi, de fapt, te duci înapoi. Da. Și așa că, pas cu pas, am învățat să fac diverse lucruri, și acum nu mi se mai pare greu. Te felicit, așa că ai avut curajul să pornești așa în lumea asta nouă, în, în era tehnologiei și îi susținem și pe telespectator ca indiferent de meseria pe care o au și cât de multe informații știu în acel domeniu, e important să fim la zi și cu ce se întâmplă în lume. Chiar dacă suntem și pe partea de avocat, putem să creștem atât pe domeniul nostru, cât și să dezvoltăm noi proiecte care îi susțin pe ceilalți, așa cum Andreea a avut curajul de a susține acest proiect pentru că a observat o nevoie în societate și domeniul tău poate să fie de folos pentru oamenii din jurul tău. Uite, pentru că totuși ai avut foarte mult curaj de la nu, o pagină pe Facebook la construi un proiect în jurul domeniului tău, care a fost motorul 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 este valoarea mea, educația, în primul rând. Și pe urmă m-am gândit cum aș putea să fac asta. Pe urmă m-am gândit trebuie să învăț să fac asta și, bineînțeles, că am apelat la persoane care știu te, să te învețe cum să faci o pagină de Facebook, cum să-ți dezvolți un profil de social media. Așa am ajuns să învăț pas cu pas. Am început, uh, practic, în. În decembrie 2022, cred. Ok. Și cum s-a simțit pentru tine să trăiești mai mult valoarea educației, să dai mai departe? <laughs> M-am simțit împlinită. Mă bucur când oamenii vin și pun întrebări, pentru că îmi dau seama că acesta este un, când un adult, un părinte vine și își pune întrebări și își face lui viața mai bună atunci automat și copiii de lângă el au o viață mai bună. Pentru că copiii sunt, se uită la părinți da? și ei învață de la părinți. Și dacă ei văd părinții că acționează într-un anumit fel și văd că părinții se preocupă să știe drepturile, se preocupă să fie bine pentru ei și copiii învață de la părinți. Și atunci mă gândesc că un părinte informat, un părinte care se preocupă de el, Dă mai departe și copiilor lui acest lucru. Deci, motivația a fost ca educația părinților să aducă o bunăstare în rândul copiilor. Da. Uh, da. Cumva asta s-a declanșat și odată cu nașterea copiilor tăi? <laughs> sau ce te-a făcut să te gândești atât de departe în cum informația, din punct de vedere juridic, poate să influențeze copiii? Da, este adevărat că în familie eu le mai spun copiilor și ei mă mai întreabă că mă aud vorbind sau se uită pe rețelele de socializare la mine la ce postez. Uh, unul din copii mă și ajută, de exemplu, cu lucrul acesta. Și mă întreabă, mama, dar ce e asta? Dar ce înseamnă asta? Dar de ce ai spus așa? Uh, și ăsta este un câștig și pentru ei, pentru că pur și simplu învață lucruri noi de la mine, din familie, de la mine, de la tatăl lor, și așa mă gândesc că este în fiecare familie, nu? Copiii învață de la părinți. Deci, cumva, prin proiectul tău a, a început și educația lor să crească mai mult. Și, na, cred că asta e o motivație suficient de mare să menții focusul, mai ales că te susțin. <laughs> și spuneai că știu că băiatul tău te, te ajută să faci partea de, de clipuri pe pentru da. Facebook. Mi da. se pare genial că câți ani are? 16 are. Wow! Deci nu ești singură, ai și un ajutor de nădejde, căruia ușor ușor poți să îi delegi. Da, copiii sunt foarte preocupați de partea aceasta de social media, așa cum știm, toată, toți copiii sunt cu telefoanele și am avut, într-adevăr, susținere din partea familiei pe partea aceasta. Și soțul meu mă, mă mai ajută și copiii, așa cum am spus, și ei sunt interesați și la rândul lor pot vedea, uite, mama a făcut asta, înseamnă că pot să fac și eu asta. Pot să mă întrebe, uite, mama vreau să fac așa sau vreau să fac așa și eu pot să le arăt lucruri pe care nu știam să le fac acum un an și ceva, de exemplu. De asta spun, educația este ceva ce luăm cu noi, nu ne poate lua nimeni educația. Deci îi susținem și pe părinți <laughs> să se educe constant și să rămână în ritmul lumii de astăzi pentru că acei copii care absorb așa toată informația și foarte rapid, o să pună întrebări și cu cât noi suntem mai informați, putem să îi susținem și prin cura și ei, pentru că suntem în primul lor model. Mulțumesc așa de inspirație, și chiar în timp ce vorbeam cu tine, mă gândeam de mici ce o să le dau, pentru că sunt norocoasă că încă nu am copii, voi putea să le dau ocazia de a primi educație din toate direcțiile și mai ales acum, din punct de vedere juridic, fiindcă, așa cum spuneai și tu, îți influențează calitatea vieții. Uh, uite, pentru că proiectul tău a început să prindă amploare, ai început să-i oamenii. Ce avantaje a adus asta în businessul tău de avocatură? Da, pot să spun că m-a promovat, da? Adică, persoanele care intră pe profilul meu de social media, văd ce vorbesc, că au văzut articolele mele și atunci. Își dau seama că pot să-i ajut și pe partea aceasta de, nu știu, de instrumentarea unui dosar, de rezolvarea unei situații în area mea de expertiză. Deci, cu cât ești mai educat, cu atât îți crește și nivelul tău de cunoștințe și crește și afacerea sau clienții simt această valoare pe care o aducem și inevitabil ne crește și venitul. Da, din punctul meu de vedere, în momentul în care, adică eu sunt focusată pe a aduce valoare oamenilor prin ceea ce fac. Și dacă asta vine, cum să spun, la pachet și cu o creștere a business-ului, o primesc, ca să spun așa. Dar focusul meu principal este acesta, adică să aduc valoare din punct de vedere al uh, ariei mele de expertiză, celor cu care mă întâlnesc. Atunci când preiau, de exemplu, un dosar, nu mă uit stric doar la situația juridică care trebuie rezolvată. Și întotdeauna intru puțin și mai mult și întreb, dar cu lucrul acela cum este? Dar acolo este bine, dar, de exemplu, dacă vine cineva la mine și dorește să introducă o acțiune de divorț. Discutăm de toate cele care sunt de divorț, după care uh, întreb, dar cum este cu, pe parte de uh, violență domestică, de exemplu, dacă există sau nu, dar cum se simte copilul. Uh, îndemn, de exemplu, persoanele care vin la mine să meargă să facă terapie ca să poată să treacă peste aceste momente mai grele și, uh, de obicei, abordez lucrurile în așa fel încât. Dacă se poate să se înțeleagă părinții, ar fi foarte bine, pentru că copiii sunt foarte traumatizați în cazurile de divorț. Adică, copiii somatizează, ei cumva ajung la mijloc, sunt trași de mama și de tata, și de aceea sfătuiesc, îi sfătuiesc pe părinți să-și dea seama că voi nu mai sunteți soți, dar voi rămâneți toată viața părinți. Și trebuie să vă înțelegeți ca părinți, și trebuie să aveți în vedere faptul că. Copilul care are acum un an, 2, 3, 5, 7 sau 14 sau este, da, 15 mai mare, oricum ar fi pentru el, este o traumă prin ce trece și să-l ajutați să depășească acest traumă, adică să nu puneți mai multă traumă în spatele copilului. Și în timp ce te ascultam, îmi venea așa minte faptul că lipsa informației juridice poate să aibă un impact și, și, și o să producă o traumă și mai mare. Pentru că momentele alea, în loc să te focusezi pe copil, ca să îi creezi un spațiu, să-i dai protecție, te focusezi pe toate chestiile pe care, dacă te-ai fi informat, nu mai aveai tu presiune. Și presiunea părintelui se transmite fără să... Chiar dacă tu nu vrei să se transmită, indirect copilul absoarbe. Așadar, părinți, care ne urmăriți, vă susținem ca poate dacă nu vedeți utilă informația juridică în momentul ăsta, gândiți-vă poate cum ar putea să aibă impact asupra copiilor și viitorului vostru, fiindcă educația din toate domeniile ne poate susține orice decizie pe viitor și ne poate simplifica viața în, în orice moment. Și uite așa pe final, Andreea, că mi se pare că ești așa o, un sac plin de informații și parcă te-aș te asculta în continuu. Care ar fi un sfat pentru tinerii care merg în relații? Un prim pas, poate, sau ce ar face o diferență din punct de vedere al calității relației, dacă ar face înainte de a intra în relație? Orice orice cuplu la început de drum uh, vrea să-și cumpere o casă. Și acest chiar și acest punct de plecare, a cumpăra o casă, să discute cine va plăti acea casă, pe numele cui va fi acea casă, va fi pe numele Amândorura, va fi pe numele unuia, cine va fi titularul contractului de credit, cine va fi coplătitor dacă se ia de exemplu cu credit. Este important de ce? Dacă în acest cuplu dat de model, casa este deja cumpărată pe numele unuia și se căsătoresc, cine va plăti aceste rate? Le vor plăti amândoi? Dacă le plătesc amândoi, este corect să se plătească din salariul amândorura ratele la casa care aparține doar unuia? Să-și pună întrebări, pur și simplu. Nu, nu, nu vreau să duc cumva discuția într-o parte meschină, ca să spun așa. Dar sunt niște realități de care, chiar dacă ești într-o relație romantică, asta nu o exclude una pe alta. Adică, ați pune întrebări din punct de vedere financiar, nu exclude relația pe care o ai romantică. Nu, nu, nu sunt contrare lucrurile. Adică, gata, suntem un cuplu, ne căsătorim, totul este roz și frumos. De ce să mai aduc aceste lucruri în discuție? Și uh, uite, un cuplu informat uh, a întâlnit astfel de, adică ce îi determină <laughs> să, să treacă la acțiune și să își pună întrebările. Uh, uite, o să-ți spun, eu am și un grup de Facebook uh, care are câteva sute de persoane înscrise la acest moment în el. Dintre aceste câteva sute de persoane. Un tânăr mi-a spus că el a intrat în grupul meu pentru că vrea să fie informat înainte să se căsătorească, vrea să știe cum stau lucrurile din punct de vedere al actelor, dacă urmează să se căsătorească, cum să procedeze. Și el a venit în cuplu, nu are nici divorț, nici partaj, nici copii. Nici... Este pur și simplu pentru educație. Deci a fost unul din câteva sute. Dar eu spun că se poate și mai bine de atât. Eu te felicit că tu ai pornit așa educația și o faci prietenoasă. Adică, Sper. Din, din ce văd eu la exterior, chiar ne arăți importanța educației, nu neapărat pe latura juridică, dar în general. Așadar, dragi telespectatori, vă susținem să îmbrățișați și partea juridică, pentru că nu o luăm în considerare doar momentele negative, contează chiar și în momentele bune din relație să avem aceste unelte la care să apelăm. Ca așa cum spuneai și tu, viața e neprevăzută și important e ca mereu să fie cea mai bună soluție aplicată. Așadar, pentru tinerii care încă n-au relații sau care încă nu s-au căsătorit, important e să Mergă la un avocat, dacă singuri poate uneori e dificil, și să vadă exact de ce ar trebui să se țină cont în căsătorie, ca să nu apară certuri, ca să nu apară tot felul de motive ne... care nu au niciun rost, poate, iar partea juridică și informația, oricând, ne poate scuti de foarte multe discuții. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă susținem să rămâneți informați și dacă aveți întrebări legate de partea juridică, plăsați comentarii pentru că, cu siguranță, Andreea, care are o valoare a educației în cea mai mare, o să, o să vă răspundă. Mulțumim tare mult, Andreea, că ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu, Alisa. Până data viitoare, când o să filmăm o nouă ediție a emisiunii Trăiește Autentic, vă susținem să rămâneți la fel de informați.